lui Ghimeș, volumul 1 și 2. Da, volumul 2 l-am scris după 14 ani, după ce am scris primul volum. Nu am avut timp în acest timp de 14 ani pentru că am fost acaparat de presă și de alte activități care m-au solicitat, am mai dictat, dar la un moment dat când am ajuns la Teatrul de Vest, acolo am recâștigat timpul pentru a scrie câte ceva. Am scris și piese de teatru și am reușit să reiau acest volum care cred că va mai continua. Oricum așa a fost gândit pe o perioadă mai întinsă. Foarte abrupt spus, este vorba despre istoria Reșiței, dar cred că cei care se tem de istorie nu trebuie să se teamă de această carte, pentru că în acest spațiu istoric și geografic real se mișcă personaje fictive pe care eu le-am înzestrat cu diferite calități și defecte care îi ajută să intre în tot felul de încurcături, în conflicte. Cred că această carte este dinamică și, așa cum îi spune și titlul, face trimitere înspre mitologie, așa că și personajele sunt oarecum mitologizate și hiperbolice. Cartea a apărut la editura Marineasa anul acesta. A fost sprijinită financiar de Biblioteca Județeană, care îi mulțumesc că m-a ajutat să scot acest lucru și sper ca să aibă și cititori. Se spune că cine nu are trecutul nu poate să aibă prezentul. Înseamnă că această carte va evolua și în viitor, deci și prezent și în viitor. În viitor cam ce? Pe ce segment v-ați axa? Da, în imaginația mea, acest volum, care va cuprinde mai multe volume, va merge până undeva la sfârșitul secolului 20. Dar depinde și de personaje, pentru că atunci când scriu un roman, deschizi un șantier, îl populez cu personaje și uneori ești uimit că ele acționează conform propriei lor voințe și n-ai ce face, glumesc, în sensul că trebuie, dacă ele dezvoltă anumite caractere, trebuie să le respecti și să duci acele personaje în direcția în care povestirea o cere. Asta este partea, să spunem, artistică și întâmplătoare, pentru că încerci să stăpânești toate personajele, dar nu ești Dumnezeu nici măcar în propria ta carte. Uneori ele îți fug ca niște pui de sub o cloșcă, trebuie să le aduni și să încerci să stăpânești absolut tot ce se întâmplă. Dar există și bucuria întâmplării, pentru că în timp ce construiești, îți permiți uneori să deviezi de la proiectul inițial. Având în vedere că ați fost obișnuit să puneți întrebări în calitate de jurnalist, acum în calitate de scriitor, încă câteva gânduri. Pot să spun că primul volum a fost scris într-un stil, la modul impersonal, și faptul că a trecut o perioadă destul de lungă de timp, volumul 2 l-am scris la persoana întâi, ceea ce cred că îi dă o doză de aparentă subiectivitate, pentru că personajul care povestește nu este chiar autorul, și cred că îi dă și o mai mare spectaculozitate. Suntem iată în penultima zi festivalului Marii Culturale de Lucru și Cantecii Dumnezeu. Ultimele zile au fost fabuloase. Am avut cu privire la aducerea acestui spectacol în Reșița.
chestiunea asta, mai ales în virtutea faptului că au existat ceva discuții cu privire la acest gen de manifestare. Acum, acestea fiind zise, trecem la ceea ce se întâmplă astăzi aici. Este vorba de lansarea unui cărți la prietenul nostru, Matei Mircione, închidul nostru tuturor alternaturilor noastre fost aici. Înainte de toate, este prietenul Casei de Cultură. Asta e un lucru care pe noi ne onorează. Este și motivul pentru care am încercat să fim aproape în acest moment și să organizăm această lansare de carte. Nu am să spun prea multe despre, pentru că trebuie să recunosc faptul că nu am citit acest volum, am citit prima apariție. Și am văzut că tratează, e un fel de mini-istoria acestei zone, care în trecut reprezenta un adevărat Eldorado pentru orice cetățean din România. Așa, acesta a fost motivul pentru care mult timp s-au strâns aici cetățeni din toate colțurile țării, care au încercat într-un efort comun fabulos, să spune, să mențină focul aprins. Sunt directora voastră și intervenția mea va fi relativ scurtă. De-a lungul timpului, sub egida Bibliotecii Județene Paul Iorgovici, au apărut numeroase tipărituri care au promovat diverse domenii, instituții sau personalități ale Banatului. Anumite lucrări au fost apreciate nu doar la nivel local, ci și la nivel național, având un ecou puternic în presă și aș aminti aici Dicționarul Scriitorilor din Caraș-Severin. În ceea ce privește programul în care se înscrie susținerea acestui proiect editorial, este vorba despre să ne cunoaștem scriitorii contemporani și dacă în cadrul acestui program Biblioteca a sprijinit apariția volumului de debut al tânărului poet cenaclist Cristian Bistriceanu. Au urmat apoi volumele unor autori consacrați deja și mă refer aici la scriitorul Nicolae Sârbu, la scriitorul Gheorghe Zincescu. Iată că anul acesta biblioteca a sprijinit și a dat curs cererii a doi jurnaliști. Este vorba despre Matei Mircioane și Daniel Borgros. În ceea ce privește romanul lui Matei Mircioane, după cum autorul mărturisește, este o epopee a devenirii industriale a Reșiței, prezentând o bună parte din istoria orașului, înființarea uzinelor, a fabricilor, evenimente, întâmplări și oameni din Reșița Veche. De aceea am considerat că este important să susținem acest roman, care specialiștii spun că este unul important pentru literatura bănățeană. Îl felicităm și îi dorim să realizeze și alte apariții editoriale la fel de interesante. Mulțumesc! Astăzi este lansarea unei cărți foarte interesante al lui Matei Mircioane, un roman, Epopea lui Gimeș, un roman care suntem avertizați de pe copertă, mai puțin ortodox, dar așa, trebuie să fie marketing, cuprinde volumele 1 și 2. Volumul 1 apărând mai de mult la propria editură a lui Matei Mircioane, după ce se lăsase de afacerea lider de sindicat la Combinatul Siderurgic și a constatat că e greu de trăit din funcția aia și că e mai ușor de trăit din un proiect guvernamental european. Și-a făcut o editură Vătraiu și cu Vătraiu Menghina. Nu contează, Vătraiu. Trebuie să și cu Menghina, da, așa,
Și-a bătut propria primă carte, Copia lui Dimeș, acest prim volum din, nu-i așa, romanul care se prezintă astăzi complet și cu al doilea volum. Primul volum se intitulează Reșta, al doilea volum Revoluția. După apariția respectivei capodopere de primul volum, mi-am notat câteva lucruri care ar trebui să intre în o carte la fel de celebră, dacă nu, desigur, mult mai celebră decât toate cărțile reșițenilor, Reșița literară. Și să recapitulez din cele câteva, din pagina dedicată la vremea aceea lui Matei Mircean. Spirit polivalent, cunoscut în urmă ca pictor, asta a fost înainte de 1989, că după aceea am povestit deja, s-a făcut lider de sindicat și caricaturist de seamă la cel mai mare ziar al tuturor timpurilor din care a servit timpul, bineînțeles. Perioada în care a fost cel mai cunoscut. A fost foarte cunoscut prin caricaturile respectivilor ani și gazetar, bineînțeles, gazetar care așa a început cu caricaturi, dar după aceea cu texte de o anumită factură, îndeosebi preferând nota umoristică și caricaturală și pamfletare de foarte multe ori. Matei Mircioane a debutat în literatură cu un roman. Au mai făcut-o și alți câțiva autori, unoară Adrian Cângan, în sfârșit îl mai vedem și pe el la Cenaclu. Adrian Cângan, care în perioada lui cenaclieră și de fost muncitor în uzină, scria povestiri și ne așteptam să scoată un volum de povestiri și brusc și pe neașteptat. Este atâta lume, atâția scriitori, atâția iubitori de literatură și regret că la precedentele lansări nu au fost atâtea, deși meritau și acei scriitorii atenția dumneavoastră, de exemplu, antologia care a scos-o domnul Georgescu, antologie de poezie religioasă, zice el, creștină, zice noi, este o carte reprezentativă și am lansat-o, am vorbit foarte serios despre ea, că merită, pentru că e o carte, a scos-o tot editura Timp și are și o postfață foarte informată din partea domnului Jurma. Deci o carte care merita atenție. Și pe urmă au fost trei tineri poeți care de asemenea s-au lansat într-un anonimat nemeritat. Avem în față un nou Matei Mircioane, pentru că știm de pe vremea timpului în calitate de caricaturist alături de Ion Văduva Bauman, un alt ceserist. Îl știm și ca pictor și ca un om de spirit. Polivalența lui este într-adevăr impresionantă. A citit în această sală și poezii. I-l-am luat în serios, poate prea în serios, și l-am și criticat atunci. Cred, după ce am citit această carte, că vâna lui reală este de prozator. Și deși astea arată, n-are nici cât un volum, ne avertizează că sunt două volume aici, putem să o luăm și parodic, așa vorba lui Jurma, dar este o carte foarte serioasă. Îl reprezintă, mai multe calități în care se manifestau așa dezlănat
în particular în diferite direcții și aici le găsim contopite. Deci, Jurma ne-a dat-o și este evident. Pe Matei Milcioane îl cunosc din anul 1900 și ceva. El făcea caricaturi. Abia mult mai târziu am descoperit că, din păcate, făcea caricaturi și nu scria. Pentru că scria binișor. Sigur că trecând prin filtru a vreo 4 ziare și lucrând cu mine, a început să devină scriitor. Matei Mircioane, o afirm cu mâna pe inimă, este un ziarist interesant. Și este un ziarist... Entuziast atunci. I-am făcut și campanie electorală. Nici o legătură cu campania de acum. Timișorenii și ei l-au citit. Și chiar înclin să cred că este o vreme a prozatorilor. Vorbea înainte domnul Jurma de cei 5-6 prozatori care sunt prezenți aici, pe, la asemenea densitate pe metru cub de prozatori, chiar că îmi vine să zic că este vremea prozei. După ce a fost orașul cu poeți, acum este deja orașul cu prozatori. Toți s-au încercat pe diverse paliere să descifreze această șaradă încurcată care este Reșița. Sigur că într-o vreme și austriecii, strămoșii noștri, au încercat să facă aici acel colț de rai și aici intuiția prozatorului este bună. Ei așa au și văzut acest teren și așa au și vrut să... Dar a și rămas o provincie a Coroanei foarte mulți ani, dacă știți și bine știți că sunteți, uite, și domn director aici, dar sunt și ceilalți specialiști în istoria acestor plaiuri. Deci intuiția lui a fost bună. Banatul așa a fost conceput. A avut chiar mai multe râuri decât cele 4 care au ieșit în rai. Sigur că, da, a avut și lume atrasă de acest experiment, pentru că Banatul a fost, într-adevăr, un experiment. Acum, sigur că din punct de vedere al prozatorului, eu mă întorc și reiau ceea ce ați spus toți până acum. Într-adevăr, el, Matei Mircioane, are toate datele. A fost un de lungă vreme ziarist, a fost activist sindical, a zis niște termeni. Așa, deci avea ceea ce trebuie unui prozator, asta trebuie realitatea.